Dragi prieteni, suntem la Badicul Moldovenesc, după cum vedeți cu cifra 15 în brațe, căci o domnișoară foarte frumoasă, atrăgătoare, care merită să fie felicitată într-un mod frumos, împlinește 15 ani, o vârstă de aur, cum ne șoptesc și aceste baloane, iar surpriza vine din partea întregii sale familii. M-am rugat la Dumnezeu să fiu fericit și eu, să ne dea o mândră fată, să fim noi mamă și tată, să o iubim ca pe o regină, focul iubirii să nu se stingă, și să ne mândrim de ea pentru bunătatea sa. Fata tatei, fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Bună seara, bună seara! Vă salutăm cu drag și respect. Puteți să stingem mâșca, vă rog? Da, da, Cosma, peste voi, da, v-am deranjat, stăteați la masă, liniștiți, calmi, și iată că a intervenit un curier. Un curier cu surprize, pe nume Iulian, care are o intenție frumoasă în această seară. O intenție extraordinară și anume de o felicita pe o domnișoară pe nume Sorina. Cineva acum se simte cu musca de căciulă și o rugăm să se apropie alături de noi, aici în față. Multe, multe aplauze, aplauze, aplauze! Iată așa, mai tare, în spate! O să-i doară palmele după asta! Te salutăm, Sorina, încă o dată. Vai, dar ce frumoasă ești! Mai ales astăzi, când sărbătorești ziua de naștere. Ne șoptesc aceste baloane ceva? Ele mint sau nu? Dacă ne uităm atent în pașaportul tău, da, observăm că astăzi ai împlinit 15 ani. O vârstă extraordinară, o vârstă a viselor și o vârstă a iubirii sincere. Așa că îți dorim tot ce este mai frumos și mai bun să-ți aparțină, să visezi și, desigur, să-ți realizezi visele. Este o vârstă când ai multe oportunități, ai multe posibilități, așa că urmează-ți scopul, urmează-ți visul, mergi înainte cu capul sus, cu zâmbetul pe buze și totul va fi bine, căci ai oameni care te încurajează și te aplaudă acum încă o dată. Două tâi! Se spune că la 15 ani, domnișoarele sunt ca niște floare. Să știi că ești ca o floare, iar florile au nevoie de hidratare, de apă, în cazul tău să fie doar lacrimi de fericire. Florile au nevoie de căldură, de lumină, să primești cât mai multe raze de soare și căldură din partea familiei tale. Florile au nevoie de vreme frumoasă, așa că tu ar trebui să petrești timpul plăcut alături de prieteni, alături de oameni pe care îi iubești. Te văd așa cam stresată, cam nedumerită, parcă nemulțumită. Să știi că noi nu mușcăm, noi facem doar lucruri frumoase. Iar astăzi pentru tine avem un astfel de buchet încântător cu flori de sezon proaspăt curise. Și tot galbene, să zicem că aurii ca și baloane. Poftim! Aplauze, aplauze, chiuială! Da, e sărbătoare. Pe masă văd că nu aveți șampanie. Da, noi am venit cu una, ci drept că fără alcool, însă așa este vârsta. Nu servim așa. Sau la cameră. Nu serviți așa ceva. În orice caz, astăzi când veți savura această șampanie, să o închinați în cinstea anilor tăi care ți-au devenit bogăție, în cinstea frumuseții tale, în cinstea zâmbetului frumos, în cinstea ochișorilor luminoși, dar nedomeriți, dar imediat clarificați situația din partea cui vine surpriza, cu toate că deja credem noi că ai câteva variante de răspuns. E așa sau nu? Bănuiești ceva, imediat clarificăm. Până atunci, noi dorim să trecem la încă un cadou. Se spune că Sorina, care astăzi a plinit 15 ani și locuiește la Badicul Moldovenesc, este o domnișoară dulce. Nu știu dacă este așa sau nu, credem noi că da. Așa informațiile ne-au spus, așa ne-au transmis cei care
au dorit astăzi să te felicite într-un mod extraordinar, într-un mod în care nu ai mai fost niciodată creștin. Sperăm că o să ții minte mult timp de astăzi înainte intenția lor, dar și gustul acestor ciocolate dulci, dulci, dulci. Poftim! Noi te felicităm cu ocazia zilei de naștere, îți dorim mult noroc, îți dorim mult curaj, mult succes și mulți, mulți, mulți întrăiască, mulți întrăiască, la mulți ani! Mulți întrăiască, mulți întrăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la Sorina să-l trăiască la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, la mulți ani să trăiți, domnișoară. Cam s-au întors, încă nu-i vremea de 51, prea de vreme. Îți dorim să fii ca o pasăre. O pasăre liberă și iubitoare de a atinge cele mai înalte culmi, să tinzi la fericire, la armonie, la pace, să ajungi acolo sus și niciodată să nu cazi. Pentru că jos e aglomerat, însă sus este locul tău. Spune-ne, de rog frumos, care este dorința ta cea mai mare acum la 15 ani? Poate este secret, dar măcar așa, pe alocuri. Dorința ta nu este una materială, este una morală, una frumoasă și credem noi că se va îndeplini, toate că o parte din ea deja este cam pe aici, pentru toate. Am spus că sunt permise doar lacrime de fericire, așa că mare atenție și chiar dacă îți bucnesc, îți spui să-ți dăm o șoviță. Noi glumim. Uite, Sorina, am ajuns la o etapă a surprizii când ar trebui să elucidăm misterul și să aflăm totuși cine sunt acele persoane care țin la tine, care ți-au dorit un coș cu dulciuri, florile acestea vin de la ei, baloanele care totuși se întorc și arată 51, șampania și tot așa, ei au și un mesaj de felicitare, dar totuși cine sunt? Crezi tu că părinții? Nu te mai ținem în suspans, așa vedem că ești cam emoționată. Comoara noastră, iubirea și dulcea noastră fică. Chiar dacă nu îți putem fi alături, să știi că noi vă iubim în egală măsură nespus de mult pe toate drepturile. Dar astăzi, tu ești specială și împlinești frumoasa vârstă de 15 ani. În această zi minunată ești un motiv de bucurie, de mândrie și inspirație pentru noi toți. Îți dorim să fii mereu la fel de optimistă, sinceră și bună, încrezută și deschisă spre noi provocări. Fie ca tot ce visezi să devină o realitate frumoasă. La mulți ani, la mulți ani, scumpa și frumoasă noastră fiică. Cu drag și multe, 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 multe îmbrățișări, pupici, mami și tati. Iată că ai ghicit corect, cu siguranță reduci dorul, dar ei astăzi, chiar dacă nu sunt alături fizic, sufletește cu siguranță, te poartă în inimioara și în gândul lor mereu. La mulți ani și încă o serie de aplauze să mă încurajăm. Acest mesaj de felicitare de asemenea îți aparține, o să, dacă poți să-ți este foarte bine, în continuare te rogăm să te degajezi un pic de emoții, să te concentrezi și să
să le spui câteva cuvinte din suflet părinților tăi care vor privi cu sufletul la gură acest video. Vă mulțumesc enorm pentru acest cadou. Aș vrea să veniți acasă. De acolo din departare, te iubesc pe tine la fel de mult și pe celelalte două surori tot, sunteți trei, o cifră frumoasă, una norocoasă, iar acum aș propune ca lacrimile să dispară, să apară zâmbetul tău, ia încearcă, să apară zâmbetul și să facem o scurtă fotosesie pentru amintiri. În timp ce va răsuna următoare melodie și văd că este aici la întâmplare, una populară, de ce nu? Haideți să lansăm și să cântăm împreună. Bine, și-a de mese mele împrejur cu toate neamurile. Altă, da? Și este zi mare. Haideți, haideți! Să-ți vrei la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, Sorina. Dar zâmbește, te rog frumos. Diamante. Fata mamei, tu ești cel mai scump odor. Pentru noi tu ești o floare dulce și mângâietoare. Fata tatei, fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.